Ion Cațanga și Cosmin Matei sunt doi dintre jucătorii care nu intră în calculele lui Gică Hagi la noul Farul Constanța. Dacă în cazul spaniolului rezilierea s-a făcut pe cale amiabilă, la Matei înțelegerea nu a mai fost prelungită, astfel că mijlocașul este liber să-și găsească echipă. Pe lângă aceștia, alți câțiva fotbaliști au ajuns în curtea celor de la Chindia Târgoviște, printre aceștia numărându-se Cătălin Căbuz, Paul Iacob sau Răzvan Matiș. De partea cealaltă, anunțați ca transferați la echipă la începutul săptămânii, Adrian Petre și Ionuț Larie au semnat contractele cu Farul Constanța pe o perioadă de 3, respectiv 2 ani. Primul lucru, dorința domnului Hagi de a colabora cu mine, de a mă duce la echipă, asta a fost principalul motiv pentru care am acceptat. Nu a fost deloc o decizie grea, știind că dânsul mă dorește, m-a făcut să-mi doresc și mai mult să vin la această echipă. M-am propus să ajungem în play-off cu Paro, asta e principalul meu obiectiv, ca echipa să fie cât mai sus și să ne batem la primele locuri. Nu prea am stat foarte mult timp să mă gândesc. La primele discuții, nu știu dacă au fost două discuții, am zis că vreau să vin. Acum îmi propun să muncesc la antrenamente cât mai bine și când se va apela la mine să o fac de o manieră încât să fac pe plac tuturor, inclusiv celor din staff, dar și suporterilor Farului. Și eu sperăm să facem chiar din acest prim an, să facem un campionat bun și să ne clasăm pe primele poziții. După victoria obținută în primul meci din noua era Farului cu scorul de 2-0 în fața celor de la Municipal Brașov, formația de pe litoral are programat sâmbătă un nou meci. Trupa lui Gheorghe Hagi va întâlni pe Rapid București, echipă care a revenit în această vară pe prima scenă a fotbalului din România după o pauză de 6 ani.